Primăria municipiului Deva a anunțat că va continua și anul viitor programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraș prin utilizarea de fonduri europene nerambursabile. Până acum, acest proiect a fost derulat pentru 10 imobile din municipiu. Potrivit edilului, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe presupune acoperirea acestora cu materiale termoizolante, schimbarea tâmplăriei de la geamuri și instalațiilor de pe casa scării, lucru ce va duce la scăderea consumului de energie cu 40%. Acest program se va derula și în anul 2015. Chiar vor fi niște criterii în care nu se va mai stabili un prag de venituri, deci pot veni și alte asociații de proprietari. Noi suntem deschiși, chiar am spus administratorului public, consilierii locali să intervină pe lângă asociațiile de proprietari, să le explicăm și să-i sprijinim. Deja un bloc, primul bloc este aproape finalizat, vă vom chema la recepție, este cel din Dacia, s-a dat ordinul de începere acum o lună de zile, de s-au mișcat foarte repede. Va începe și următorul bloc și cred eu că este un câștig pentru cetățenii Devei. Valoarea cererilor de finanțare depuse pentru primele 10 blocuri incluse în programul de reabilitare termică este de 10 milioane de lei, din care jumătate reprezintă fonduri nerambursabile europene. 30% din restul de bani îi va asigura primăria, iar asociațiile de locatari vor plăti diferența de 20%.